Il folio dell'alba adesso è tutta uscata, ascia rata in alba, ascia ci avevamo in già florile in alba, hai già sciuleiurile făcute vedeți ulei de păpădie. Aici am ulei de coș de lămâie. O să dau mai așa. Ulei din coș de portocală. Aici de urzică. Toate sunt uscate. De urzică. Aici din topăraș, din flori de topăraș. Cine a văzut când am fost la cules de topăraș, aceasta din mimoză, uleiul de mimoză. Așa. Și aici uleiul meu de dafin. Vedeți, ulei din frunze de dafin, tot așa uscate. Eu îl folosesc tot pentru dureri. Așa, ia să le punem așa aici. Și le puteți pune și în sticluțe. Puneți o etichetă și le puneți în sticluțe. Vedeți? Mie mai micuțe. După ce... Și dăm deoparte. Ia uitați, mimoza uscată. Așa. Aici o să pun, deci mai întâi spălați și sterilizați bine borcanele. Și o să punem floarea noastră de nalbă. Florile. Vedeți? Eu o să vă dau. Ia uitați cum arată uscată. Așa. Și sunt bune și frunzele și florile. Așa arată în alba. Vedeți? Proaspătă. Eu am ținut într-un vas ca să vă arăt și proaspătă cum arată. Așa. Și o să punem floricele. Le punem așa în borcan. Dacă faceți cu frunzele proaspete, folosiți imediat că se strică. Folosiți așa. Folosiți imediat uleiul și faceți puțin, nu faceți mult cu florile proaspete. Vă doare măseaua, vă doare să faceți spălături, aveți o infecție, vă clătiți, vă puneți unde vă doare. Asta este foarte, foarte bună. Eu o cumpăr din farmacie. Și acum, dacă am găsit-o aici pe câmp... Așa. Mi-aduc aminte bunica mea din partea mamei, ea nu se ducea deloc la medic. Nu a chemat niciodată medicul acasă. Ea se trata așa, cu plante. De la ea am învățat foarte, foarte multe. Nu aveam încredere în medici. Am încercat noi să o convingem că medicii sunt buni, dar nu. Și așa că bunica cu plante. Așa, și punem așa în borcanel. Ia uitați, vedeți? Și îl umplem. Eu am mai făcut o dată, dar am avut 4-5 flori și am făcut puțin, puțin, puțin. Așa. Și punem florile și frunzele. Să știți că sunt bune, bune, bune. Și le puteți pune în... într-un săculeț. Așa, ia să vă arăt și săculețul, să vedeți cum le puneți în săculeț. Și seminție. Ia uitați. Și acum umplem cu ulei. Cu ulei de măsline.
curge încet, încet. Așa. Cine nu are ulei de măsline, poate pune și ulei de floarea soarelui. Așa. Și acoperim. Ia uitați. Așa, și acoperim așa bine. Și punem capacul. Vedeți? Și lăsăm circa 2 săptămâni. La un loc închis. Eu acum vă pup. Vă doresc multă, multă sănătate. Vă mulțumesc foarte, foarte mult pentru vizionare. Și vă îmbrățișez cu mare, mare, mare drag. Și ne vedem mâine. Ne vedem mâine cu alte rețete. Vă pup dulce. O seară frumoasă în continuare. La revedere, pupici și multă, multă sănătate. Și vă mulțumesc, vă mulțumesc, vă mulțumesc din suflet tuturor.